Bună ziua, aș vrea să vă rog întâi o lămurire legată de un răspuns anterior. Ați vorbit despre cutumă în invitațiile și în practicile europene legate de Ziua Națională. Aș vrea să vă întreb, pentru că totuși protocolul prevede ca a doua funcție în stat, președintele Senatului, să fie invitat la astfel de evenimente. În schimb, protocolul nu prevede așa ceva. Singurul document legislativ care prevede anumite invitări este legea care clarifică ordinele naționale. Și acolo se prevede că purtătorii Ordinului Steaua României sunt invitați la manifestări oficiale. Cu toate acestea, fostul președinte Traian Băsescu, care are și el niște probleme de lămurit în justiție, a fost invitat. Da, l-am invitat. Și criteriile nu îi se aplică și dumnealui? A, da. Dacă îmi permiteți o întrebare pe CSAT...